În județul Călăraș au fost deschise mai multe puncte unde călărășenii pot semna pentru susținerea candidaturii lui Klaus Iohannis la prezidențialele din acest an. Președintele PNL Daniel Ștefan Drăgulin a declarat că la ultimele alegeri prezidențiale, județul nostru s-a aflat pe locul 2 la nivel național în ceea ce privește strângerea de semnături. Anul acesta dorește ca județul nostru să se claseze tot în zona superioară a clasamentului. Până în momentul de față, la nivelul județului s-au strâns aproximativ 16.000 de semnături. Aș vrea să vă spun că în acest moment, la nivelul organizației județene, încercăm să strângem semnăturile pentru susținerea președintelui României. Până acum am strâns în jur de 16.000 de semnături. Urmează ca în perioada următoare, până pe data de 18, să depunem numărul de semnături pe care Biroul Politic Național l-a aprobat la nivel național, noi având în jur de 34.000 de semnături. Nu toate organizațiile până la această oră au depus semnături. În schimb, avem asigurări de la toți președinții organizațiilor și de la primarii din teritoriu că ceea ce li s-a repartizat ca număr de semnături vor fi aduse în termen. Care targetul? Poftim? 32.000 de semnături. 32 sau 33.000. Noi de-aia nu vreau să spun numărul acesta, pentru că de regulă noi am depășit de fiecare dată situțiile data trecută pe locul 2 la număr de semnături și sperăm ca și anul ăsta să ne situăm tot în zona superioară a clasamentului. Totodată, în această perioadă, premergătoare campanii electorale, revitalizăm toate secțiile de vot pe membrii noștri de partid, care în această perioadă merg atât pentru strângere de semnături, cât și pentru o evaluare clară a electoratului nostru. Se realizează la nivel județean echipa de campanie. De asemenea, în teritoriul pe fiecare organizație locală sunt deja organizați, așteptând de la dânsii tabelele nominale, dacă au fost ceva schimbări în contextul celor care sunt responsabili în acea zonă. De asemenea, s-a votat în biroul județean cine este responsabil pentru activitatea de sâmbătă, cât și pentru cel care ține legătura cu Biroul Național, respectiv Secretariatul General al Partidului. La întâlnirea pe care am avut-o luni la București, în cadrul Biroului Politic Național, aș vrea să vă transmit faptul că președintele Partidului, domnul Ludovic Orban, a spus foarte clar că suntem pregătiți în orice moment să preluăm guvernarea. Avem un program de guvernare, avem pregătiți miniștrii care se ocupă portofoliile în guvernul, dacă va fi necesar, în guvernul de după PSD, și așteptăm ca moțiunea de cenzură care urmează să fie depusă în perioada următoare, în primul rând să strângă numărul de semnături și după aceea, din discuțiile purtate, să treacă la dărâmarea guvernului.